Salut, sunt Ștefan Deleanu și în acest videoclip vă voi sumariza vulnerabilitățile pe care le-am identificat la monitorul oficial, la peste, cred că 70-80% din instanțe din România uh, și recent, uh, o altă vulnerabilitate care impacta vreo 6 uh, regiuni din țară uh, și unde uh, vă erau divulgate datele cu caracter personal, detalii despre divorț, detalii despre uh, lupta pentru tutelă. Uh, cum se puteau publica lege în monitorul oficial de către oricine uh, și în general voi sumariza întreg articolul care intră mai în profunzime despre problemele care afectau un set mai mare de instituții publice esențiale. Mă fac nevoit să public videoclipul pentru că prea rar instituțiile publice iau măsurile pe care le prevede legea. Deși am raportat problemele respective începând cu acum 2 ani, unele dintre ele, uh, nici acum... Uh, Beneficiarii acestor servicii nu au aflat informațiile. Singura excepție a fost monitorul oficial, care, odată ce a suferit o breșă de date, la 2 ani de zile, după ce i am comunicat la cred că câteva luni, în jur de 3-4 luni după ce i-am notificat încă o dată cu privire la uh, vulnerabilități, de-abia ei au notificat foarte vag că au suferit o breșă de date. Breșă de date care. Poate să fie fie că au avut acces la conturi, fie au avut acces la altă bază de date, fie o publica legi. Asta este nivelul la care noi putem să discutăm despre securitatea datelor cu caracter personal și uh, siguranța pe care noi o avem ca cetățenii într-un stat care ia foarte în serios riscurile de, de acest gen. Uh, N-aș fi publicat astfel de videoclipuri dacă se luau măsurile de bun simț și le-am dat destul timp fără ca ei să facă nimic. De aceea mă fac nevoit să public acest videoclip și de aceea, uh, de aceea vin public și îi spun care sunt problemele. Hai să începem cu început. Prima problemă pe care uh, am discutat în articol este despre vulnerabilități la monitorul oficial. Uh, monitorul oficial este. Uh, Platforma, adică de fapt, RAM o regie, regie autonomă monitor oficial, se ocupă de publicarea monitorilor oficiale, care sunt publicate în două forme. În format electronic, prin intermediul expert monitor și autentic monitor, și în format letric, publicate în, pe hârtie, pe care nimeni nu le folosește. Apoi toate platformele online, fie au uh, negociat cu monitorul oficial să aibă acces la un API fie le iau direct uh, prin scraping de pe monitor oficial plătit, expert uh, monitor sau autentic monitor. Și tocmai aici am întorc pentru că așa am găsit prima uh, vulnerabilitate, încercând să rezolv autentic monitor cu care noi voiam să facem o bază de date de societăți și uh, documentele publicate în monitorul oficial. Monitorul oficial este format din două chestii. Monitorul uh, oficial expert monitor care îți permite și căutări și uh, interogare într-o bază de date și autentic monitor care îți permite uh, exclusiv accesarea monitorilor în format PDF. Uh, pe care noi voiam să le scripim cu regex, să scoatem informațiile și să facem o bază de date cu toate intrările pe care le au firmele monitorul oficial. Evident, însă că Că nu funcționa aplicația, autentic monitor funcționa mai pe Windows XP, aveai nevoie de Internet Explorer și cum n-am vrut să iau Internet Explorer sau să-mi fac un VM, am apucat să fac reverse engineer la apletul de Java pe care îl folosea uh, Java pe, pe XP. E, și făcând asta am identificat că ei aveau uh, directory listing. Directory listing înseamnă că tu poți să citești fișierele care uh, sunt în server web, ceea ce înseamnă că poți să citești backup-uri poți să citești, adică că există, poți să dai, să vezi directoriu, să vezi. Uh, ce foldere include, uh, ce foldere avea în, în C, ce, cam asta. Problema uh, asta, să zicem că e una minoră, dacă oamenii au măsurile de bun simț ca să-și securizeze datele. Însă ghiți ce, Ei aveau backup-uri uh, cu tot monitorul oficial, backup-uri uh, cu instalația, uh, care erau publice în uh, sistem. Mai mult, evident că asta mi-a dat curaj să caut mai departe, pe sistemul de autentificare pe care îl avea un unul dintre directoarele legacy, care încă era funcțional, deci nu l-au dezactivat, nu mai l-au pus într-un anumit folder, se putea face autentificare cu SQL Injection. Deci puteai să intri cu absolut orice cont. Și dacă exista SQL Injection, puteai și să ștești toată baza de date și să modifici legi, că în baza de date erau stocate, cel mai probabil. Deci puteai practic să faci orice. Da, am notificat monitorul oficial prin 2022 și uh, i-am sunat să întreb dacă o primit și dacă se ocupă și o zis că eu înțeles că eu de fapt vreau să o înțeles mesajul meu și că e doar marketing, cu comunicat la probabil STS sau SRI că o zis că nu se vorbește numele pe telefon și că vor lua măsurile de rigoare, măsuri de rigoare care evident că nu s-au luat. Da. Și peste un an de zile după ce am raportat problema la UNBR și la CECAR, care și aveau niște gafe foarte mari, am zis, hai să public, să trimit la uh, DNSC tot setul de probleme pe care le-am uh, identificat și pe care nu, uh, nu s-au rezolvat pentru că nu i-o păsat la nimeni. Și printre astea era și monitorul oficial. Uh, și le-am raportat și problema cu monitorul oficial și alte probleme cu instanțele, că avea un uh, IDOR instanțele și puteai să umbli prin toate datele. Și am să revin la ea. La Biblioteca Națională și la mai multe. Și nici acum nu am luat măsuri. Deci cei de la monitorul oficial nu au rezolvat mai nimic Am văzut că și-au băgat un firewall Deci au băgat un firewall că am verificat uh, un Fortinet Care scana după anumite query-uri Dar nu detecta pe SQL injection Tot puteam să mă conectez pe contul meu Că altfel era infracțiune Dar puteam în continuare să mă conectez Și da, am mai verificat așa cam lună-lună lună, Până când am văzut că uh, am primit un mail Am primit un mail pe așa, în care spune, am suferit o breșă de date, ba nu, întâi spune că au fost uh, făcute, uh, că sistemul informatic uh, se face se fac lucrări de mentenanță, nu știu ce, și după aia ați fost victima unei breșe de date, vă rugăm contactați-ne la DPO, fără să menționeze evident ce au fost, numai că a fost o breșă de date și că uh, e posibil să ne fi pierdut datele. Da. E râzi ca să nu plângi, că ăsta este nivelul și uh, interesul pe care îl dau instituție publice. Acum, într-adevăr, la monitorul oficial nu se prea puteau publica date sensibile, dar acum am scris și la SRI și la DNSC, dacă cineva se apuca și publica legi, genera pericole, pentru că, doamne ferește, modifica o speță, nu își dădea seama nimeni, judecătorul lua de bun și se apuca să interpreteze în sensul ăsta, pentru că așa era monitorul oficial. Nu cred că se apucă uh, oamenii să să verifice, să ceară o copie în altă parte și mă gândesc că baza de date fiind comună puteau să modifice în toate părțile și după aia se publica și în legi și în just, că și just are o chestie de legislație, probabil că tot acolo se sprea. și uite așa se ajungea la un punct din care era nașpa. Într-o săptămână după asta au fost și o breșă de date la Camera Deputaților, care sunt șefii de la monitor, Uh, mie mi-a fi ul că a fost făcută cu dedicație de către ăștia de la SRI. Acum asta e pur speculă, dar uh, m-am gândit dat în faptul că a venit după o săptămână și... Cred că 10 zile după ce a raportat și fix la Camera Deputației și nu au fost victime. În afară că s-a făcut foarte multă uh, mediatizare pe subiect, că a ajuns uh, GNP-ul Luciola cu Penet. Nu m-ar mira, sincer, că se practică ca inteligență oameni să ia serios, că așa sunt la noi în România, până nu pierd ei persoană fizică, e doar la bax. Da, deci asta a fost uh, prima problemă cu monitorul oficial, unde uh, avea un set destul de grav de probleme, pe care dacă mă apucam să le abuz în mod serios și nu mai să stau și să notific și să mai testez dacă uh, merg, uh, aproape sigur că ce puteam să fac nefăcut. Și pe lângă mine sunt și alții care nu raportează și care singurul lucru pe care îl fac este să abuze de probleme și care de foarte multe ori nu sunt identificați. Pentru că ghiși ce? Instituțiile publice nu au oamenii competenți să facă asta, iar cei competenți sunt foarte puțini, sunt cei de la TNS, cei de la SRI, mai sunt câteva instituții care mai au oameni competenți, numai că sunt prea puțini. Ținând cont că la noi, cred că sunt maxim 20-30 de condamnări pe astfel de infracțiuni este cert că probleme sunt. Plus că majoritatea le fac străinii, străinii din Rusia sau cu VPN de Rusia și nu-i prind niciodată. Și atunci ajung ăștia să-ți vândă datele și te-ai dus pe naiba, că nu mai, nu mai ai ce să le faci, nu mai ai cum să-ți oferi. Despăgubiri status dă foarte greu. Oamenii neștiind că au fost victime nu pot să ia măsuri să, să, primească despăgubiri. Cam asta este situația. A doua problemă este uh, problemă la instanțe din România. Încep cu Curtea de Apel din Cluj, pentru că ea avea cea mai mare vulnerabilitate. Povestea am cumprit în avocat și voiam să fac un tool, să fac o statistică pe rate de condamnare pe, pe complet de judecători. Evident, îmi făceam mulți dușmani, dar eram curios dacă anumite complete sunt mai severe decât celelalte și am zis hai să mă apuc să, să fac o astfel de statistică și mi-a trimis, nu, no, uite aici că aici se uh, publică hotărârile când îi repartizează la un anumit complet și văd că au un directory listing și intru și văd că își face query cu directorul pe care să-l acceseze și puteai să modifici directorul și îți permite să citești tot, iar tot ce avea în C iar nu era o problemă mare dacă nu aveau backup-urile puse în folderele respective și pe lângă uh, zip cu Star Trek uh, nu Star Trek cu Starcraft că avea jucat Starcraft it presupun presupune orele de la muncă pe lângă Starcraft avea uh, backup-ul cu Ecrisu și cu baza de date de la WordPress cu alea de la WordPress și cu uh, cred că nu, nu știu dacă avea nu știu dacă nu cumva avea și fișierele de la WordPress că nu m-am uitat peste, dar cred că era backup full. No, cu backup full, vezi id vezi parola de la bază de date dacă au pe H, pe mai admin, oia um, notă. Uh, vezi parole hashuite care se pot uh, uh, sparge, dacă ai destul echipament și depui destul efort, costă de euro pe, pe GPU-le spargi și după aia aveai acces la uh, sistemul pe care se stoca și sistemul de accesare a ic da, care ca să accesezi ai nevoie de parole și să o stochezi. Avea acces și la WordPress care uh, și prob probabil că de la sistemul de, care îți permite să accesezi dosarul electronic puteai și să modifici uh, uh, dosare necris. Dacă era read only, poate că nu, dar mm, nu știu dacă era chiar read pentru că de foarte multe ori se fac erori la, la setare. Deci, în fine, avea acces la, la sistemul ăsta. Uh, mai recent, asta al alterii, îmi scrie un jurist, un prieten și mai sunt și altele pe care nu le-am discutat pentru că încă sunt în curs de soluționare. A, ah, și-o mai fost, dar asta e mai grav. Uh, îmi scrie un prieten uh, care e student la drept, acum e în prelungiri și îmi zice, „Nu, no, uite ce am găsit. Ce a găsit băiatul meu? El avea o speță și se documenta. Și uh, pentru că la noi în România, deși suntem un sistem de drept civil, uh, oamenii nu vor să-și asume, tu ca să-ți crezi șansa ca judecătorul să respecte legea, tu trebuie să-i dai uh, uh, jurisprudență pe lângă că îi ajută să-și mai motiveze, să-și mai justifice și chestiile, mai sar și niște etape că se uite ce a făcut ceilalți și zic hai să fac și eu așa. Sunt și excepții, într-adevăr, sunt și judecători care sunt mai conștiincioși, dar cam toți se uite ce zic colegii lor ca să nu cumva să, să, facă și niște chestii nefăcute. Plus că, într-adevăr, te poate aștepta să mai identifici câte o hotărâre, câte ceva care e relevantă în speță și care are efect de, de hard law cum e, de exemplu, un reel sau uh, o hotărâre prealabilă care au efect obligatoriu față de instanță. Și, în fine, uh, îmi scrie, bă, vezi că ăștia arată parolele. Și, într-adevăr, când cautai folosind parola pe rejus.ro, care e o aplicație gratuită pe care oricine poate să-și facă cont și nici măcar nu trebuie validat sau ceva, îți apărea frumos 150.000 de, de dosare aproximativ, dintre care vreo treime aveau parola pusă și puteai, bazându-te pe data la care s-a dat instanța, obiect și așa mai departe, să-ți dai seama și care numărul de înregistrare. Și după intrai pe site-ul care scria toată hotărârea aia care s-a făcut publică, băgai parola. Da? Deci asta nu trebuia să fii nici măcar IT-ist. A găsit-o un prieten care era jurist. Și pum pariu pe pe cei nevoie că nu au fost singurul care o știu de ea, pentru că era atât de absurdă încât dacă căutai, cred că dacă te uitai la asta recente, vedeai, sigur vedeai câte, câte o chestie din asta. Pentru că cam 1%, cred că sunt vreo 10... Stai să văd acum câte sunt. Câte soluții sunt pe rejust. Ca așa îți dai seama. Ne uităm câte soluții sunt. Sunt 46 de milioane de soluții pe rejust, ceea ce înseamnă că fiind 150 de mii vulnerabile, asta înseamnă că... A, nu e un procent foarte mare, dar e un procent semnificativ. Asta înseamnă că... Um, că 0,32% erau vulnerabile. Ție ți apare pe pagina 15. Da? Deci hai să mulțim cu 15. Ceea ce înseamnă că aveai o șansă de 4% sau 15 ți apare. Ia să mă uit. Să confirm. 20. Așa. Și așa. Deci ție ți apărea. Când intrai pe site, aveai o șansă de 6% să găsești din asta. Da, deci să intri să vezi parole. Și obiectele erau de la uh, dreptul familiei, despre tutel, despre minori, unde spunea, eu, oh, copilul a fost bătut, m-am divorțat de soț că uh, nu scoală odorul. Uh, erau despre penal, unde iar uh, caracterul este oarecum sensibil, sunt victime, sunt date sensibile ale victimelor, sunt probleme foarte severe. Și, în mod evident, câțiva judecători s-au apucat să scrie în încheierile de ședință parolele, că așa se pun parolele în încheierea de ședință, în aia care are caracter public. Așa. Și ăștia de la Rejus, evident, că au o identificare foarte proastă, că orice dosar se poate de anonimiza relativ ușor la majoritatea tipurilor de date. Iar consecința situației este că. Că, ce să mai spui Că um, ajung datele respective Să fie accesibile A raport asta acum 3 zile De-abia acum le-o uh, Anonimizat pe toate Dar din 2019 până încoace S-au tot adunat hotărâri Că sunt hotărâri din 2000 Și până în 2024 Da, inclusiv e, da, Asta e nivelul Am mai urât că Că supăra pe viață și că ei dă răsuplânsul, Da, asta este situația punctuală prin care uh, trec instituțiile publice și cât de mult le pas. Și pun pariu pe tot ce e nevoie, că dacă nu se viralizează acest videoclip, nu se viralizează articolul, nici n-a să notifice pe nimeni. Pentru că nicio instituție publică pe care, la care eu am raportat probleme nu o notificat breșa de date cum prevede regulamentul GDPR. A nu cumva să afle fraierii ca fraierii să se plângă și să ceară să se facă demersul. Și recent, acum, acest SMS se ceartă cu Ministerul Justiției că, vai, 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 vor avea acces la dosarele alea naționale terți. Și, într-adevăr, au o parte de dreptate pentru că, uh, na, administratorul sistemului respectiv poate să acceseze fișierele, poate să acceseze baze de date, poate să treacă peste sistemul de jurnalizare, poate să chiar șteargă uh, înregistrările din sistemul de jurnalizare. Într-adevăr, există pericolul ăsta. Da? Și, bun, ar fi, ar fi optim să găsesc o cale de mijloc, nu știu, de exemplu, datele să fie stocate într-o bază de date care are API access pentru ăștia. Deci așa ar fi optim să fie stocate. Dar realitatea este că nici acum lucrurile nu stau bine. Deși instanțele râd și se umflă în pene că vai că drag și că fac. Și îmi pare rău, am să acest mă judecător și poate mă trezesc că mă saltă garda pentru că acum dau în justiție. Că ei sunt justiția. Justiția nu e un concept care ar trebui respectat de toți, inclusiv de judecători, ci este un, e vorba de subsemnatul nu știu care judecător și nu știu ce. Îmi pare rău, dar foarte mulți chiar așa gândesc. Sunt și excepții și judecători care se sacrifică și sacrifică viața personală și sclavagesti literalmente pentru principiul ăsta al justiției și sunt alții care îi doare în cot. Și suferă de narcisism vulnerabil. Asta este realitatea punctuală și nu mă eschivez să spun pentru că știu care e situația și știu că și pe mine m-a afectat și pe mulți alții. Eu sunt, din, sunt probabil printre puținii din țara care raportează problemele. Um, sunt cred că singurul care mai face și articole despre ele, pentru că riscul pe care ți-l asumi este oarecum existent. Deși e evident că nu comit infracțiuni, pentru că când pune. Um, CSM-ul publică parola, nici măcar n-am intrat pe dosar, mi-a un prieten că se poate. <laughs> asta e nivelul, mă. asta e nivelul. Și acum să mă înjure lumea că râd și că fac cum fac, da, am avut o zi proastă și n-are rost să, să plâng. Da. Mulțumesc foarte mult că ați vizionat. Vă rog frumos cei care sunt responsabili să fie de bun simț și să notifice și publicul și să ia demersurile necesare, nu mai să lipicească cum au făcut până acum și poate nu mai fac videoclipuri de gen. Da. Mulțumesc foarte mult și zi bună!